regăsit în al 88-lea material din această serie. V-am arătat un ecran și apoi imaginea unei table de șah proiectată pe ecranul respectiv. Dar să revedem întrebarea. Un liceu a organizat un concurs de șah. Finala concursului urma să se desfășoare într-o sală de clasă în care, ca în oricare sală de clasă, se găsea o tablă. Pentru ca toți spectatorii să poată urmări în condiții bune partidele jucate de finaliști, organizatorii au atârnat peste tabla din clasă un ecran, așa cum vedeți în imagine, și au adus un laptop și un proiector pe care l-au conectat la laptop. În așteptarea începerii finalei, elevii spectatori se adunau în sala de clasă, iar pe ecran era proiectată imaginea tablei de șah, așa cum vedeți în imagine. Și am ajuns deja la întrebare. Poate fi imaginea tablei de șah pe ecran așa cum se vede în această imagine? Întrebarea ar putea fi formulată și altfel, și anume, un proiector poate, evident, să facă o zonă de pe un ecran mai luminoasă. Asta face el, proiectează lumină, adică luminează. Dar poate un proiector, oare, să facă o zonă de pe un ecran mai întunecoasă? Adică poate el să întunece, să facă mai neagră o zonă de pe un ecran? Cred că începeți să bănuiți despre ce e vorba. De fapt, materialul a fost inspirat de o altă întrebare pe care mi-a pus-o odată de mult un elev, și anume, există lumină neagră? Pe baza undelor electromagnetice care ajung pe retină, ochiul produce semnale electrice care se duc la creier, iar aceste semnale depind, printre altele, și de frecvența undelor electromagnetice care ajung pe retină. Pornind de la aceste semnale, creierul produce senzația de lumină și de culoare. Lumina poate să fie roșie, verde, galbenă și așa mai departe. Iar dacă se amestecă toate culorile spectrului, avem senzația de lumină albă. Dar negrul înseamnă absența luminii. Deci, în acest sens, nu există lumină neagră. Dacă vrem ca o zonă de pe un ecran să devină mai închisă la culoare sau mai neagră, trebuie să micșorăm cantitatea de lumină care cade pe ea. Dar un proiector nu poate să micșoreze cantitatea de lumină care cade pe o anumită zonă a ecranului, pentru că nu există lumină neagră. El poate doar să mărească iluminarea unei zone sau chiar a întregului ecran. Dacă vreți o comparație, ne putem gândi la ploaie. Ploaia poate să mărească cantitatea de apă din sol într-o anumită zonă, dar nu poate să o micșoreze. Dacă o regiune are zone uscate și zone umede și plouă peste toată regiunea respectivă, zonele umede vor deveni și mai umede, dar zonele uscate n-au cum să devină și mai uscate. Asta înseamnă, dacă revenim acum la întrebarea noastră, că zonele pătratelor negre ale tablei de șah nu pot fi mai închise la culoare în timpul proiecției decât erau înainte de a începe proiecția. Și acum priviți, vă rog, ecranul. Ceea ce face proiectorul când produce imaginea tablei de șah este să lumineze zonele pătratelor albe, așa cum vedeți în acest desen. Dar zonele pătratelor negre își păstrează luminozitatea pe care au avut-o înainte de începerea proiecției. Ele nu pot deveni mai negre dacă nu micșorăm lumina în camera în care se găsește ecranul, adică în cazul nostru în sala de clasă despre care a fost vorba. Iar din imaginile pe care vi le-am arătat, se vede că iluminarea tablei și a ecranului a fost aceeași înainte de începerea proiecției cu cea din timpul proiecției. Așa că răspunsul corect este următorul. Imaginea tablei de șah proiectate pe ecran nu poate fi așa cum arată această imagine, deoarece zonele negre din imagine nu pot fi mai negre decât era ecranul înainte de începerea proiecției. La această întrebare am primit răspunsuri corecte de la Dumitru Antonie și Daniela Carmen Băluță și am rămas dator cu prezentarea răspunsurilor corecte la întrebarea cu numărul 87,
cea în care trebuia să măsurăm un anumit interval de timp 15 secunde folosindu-ne de două bucăți de fitil. Cei care au răspuns corect la această întrebare au fost Dumitru Antonie, Albert Antonescu și Daniela Carmen Băluță. Îi felicit pe toți și le mulțumesc pentru interesul arătat acestor materiale. Să vedem întrebarea de azi. Unui explorator al deșertului i s-a defectat navigatorul GPS, așa că exploratorul s-a pierdut. 3 zile a mers aproape la întâmplare, doar ghidându-se după soare și noaptea după stele, încercând să ajungă la un sat, o mică așezare, despre care știa că este undeva la est de poziția lui, dar n-a reușit să găsească satul. În fiecare zi a încercat să-și găsească poziția cu ajutorul navigatorului, dar acesta refuza să funcționeze. A patra zi, rezervele lui de hrană s-au terminat și ceea ce era mai grav, i s-a terminat și apa. Așa că s-a mai deplasat spre est, încercând să ajungă la sat, tot mai obosit, dar n-a reușit nici de data asta să găsească nici satul și nici vreo sursă de apă. A cincea zi dimineață s-a gândit să mai încerce o dată navigatorul. Era ultima lui șansă, puterile îi erau pe terminate, iar setea devenea treptat insuportabilă. Și ce să vezi? Dintr-o dată, navigatorul a început să funcționeze. Pe ecranul acestuia, exploratorul a văzut următoarele. Punctul E este poziția exploratorului. La sud față de el curgea spre nord-est un canal despre care știa că are apă potabilă. Distanța până la canal era, după cum puteți vedea, 6 km. Iar satul pe care îl căuta se găsea la nord-est, dar la o distanță pe care n-avea cum să o parcurgă fără apă. Așa că singura lui șansă era să se deplaseze la canal, să ia apă și apoi să încerce cu ultimele puteri să ajungă la sat. Dar pentru că era deja foarte slăbit și nu mai avea hrană, era foarte important să găsească traseul cel mai scurt. De fapt, trebuia să afle unde se găsește un punct pe malul canalului, să-i spunem punctul P, în care să ajungă pentru a lua apă și apoi să se deplaseze de acolo spre sat, în așa fel încât traseul E, P, sat să fie cel mai scurt. Și aceasta este întrebarea. Cum putem să găsim poziția unui punct P de pe malul canalului pentru ca traseul E, P, sat să fie cel mai scurt? Succes pe săptămâna viitoare!